Multe persoane consideră că sucul de urzici este extrem de benefic pentru sănătatea noastră, însă nu totul este la fel de simplu precum pare. În anumite circumstanțe, sucul de urzici poate fi chiar periculos pentru organismul nostru. În episodul de astăzi, neapărat vom vorbi și despre aceasta, dar să le luăm pe toate pe rând. Urzica are forțe de vindecare și recuperare. Putem folosi urzică în mâncare, dar și mai multe beneficii vor fi aduse din sucul de urzică, care se prepară din frunze și tulpini tinere. Acesta se asimilează foarte repede de organismul uman și are concentrații mari de elemente benefice pentru sănătate. Sucul de urzică are un efect benefic asupra purificării organismului de substanțe toxice și majorării nivelului de hemoglobină. Acest suc are capacitatea de a activa procesele metabolice în organismul nostru. În consecință, sângele se purifică și se îmbogățește, se elimină zgurii și toxinele și toate organele și sistemele încep să funcționeze mai bine. Naturopatul elvețian Walter Schoenberger, care a elaborat o teorie de tratament a diverselor maladii cu ierburi și sucuri proaspete, îi acordă o atenție foarte mare recuperării de primăvară cu diferite plante, printre care aprecia mult urzica, păpădia și țelena. Acest naturopat povestea istoria unui rege din Bavaria, care a stabilit următorul ritual. După micul dejun, toți membrii familiei regale primeau din mâinile farmacistului două pahare nu prea mari, unul conținea suc de urzică și celălalt de păpădie și îl beau. Regele conștientiza de unde vine sănătatea omului, iar noi, cercetătorii, ne spun că sucul de urzică ne va ajuta să scăpăm de avitaminoză, anemie, eczeme de piele care nu au o origine infecțioasă, chiar și de migrenă, care ne scoate din sărite. Femeile frumoase din trecut își păstrau sănătatea și frumusețea prin faptul că au băut în fiecare zi timp de o lună câte 3-4 linguri de suc de urzică tânără, acest suc fiind dizolvat în apă în proporție de o treime. Tratamentul zilnic cu suc de urzică este foarte benefic pentru întărirea oaselor, ceea ce înseamnă profilaxia osteoporozei, pentru purificarea ficatului, vezicii urinare și a căilor respiratorii, precum și pentru calmarea sistemului nervos. Intensificând procesele metabolice, sucul de urzică îmbunătățește starea în cazul hemoroizilor, aterosclerozei, reumatismului, gutei și diabetului zaharat. Savanții din Polonia declară că sucul de urzică proaspăt își manifestă efectul vindecător la toate fazele adenomului de prostată, deoarece reduce viteza de dezvoltare a hipertrofiei. Sucul de urzică este un mijloc de prim ajutor în cazul rănilor. Trebuie să striviți frunzele de urzică până la apariția sucului și să le plasați frunzele deasupra rănii. Sucul proaspăt stors este folosit la spălarea rănilor și la înmuierea pansamentelor pentru răni. Adepții medicinii tradiționale consideră că urzica are proprietăți anticancer. Iată de ce se recomandă să consumăm miere de urzică, adică miere de albine amestecată cu suc de urzică, cu adăugarea frunzelor proaspete mărunțite de urzică, precum și a nucilor. Această amestecătură, de asemenea, normalizează tensiunea arterială. Dacă nu aveți posibilitatea de a prepara suc proaspăt de urzică în fiecare zi, luând în considerare faptul că sucul respectiv trebuie consumat peste cel mult 15 minute după preparare, altfel își va pierde multe proprietăți nutritive și benefice pentru sănătate, puteți prepara extract din suc de urzică, care de asemenea are un efect la fel de benefic, dar mai puțin intens, asupra organismului. Pentru aceasta trebuie să tăiați tulpini tinere de urzică cu frunzele de o lungime de 20 cm. Cele mai benefice frunze de urzică sunt în martie, aprilie, mai. După aceasta, trebuie să le spălați foarte bine, să le mărunțiți, apoi să le puneți fără a le îndesa într-un borcan de 3 litri și să turnați peste ele apă rece fiartă. Lăsați această infuzie pentru 10 ore, apoi trebuie să o beți în cantități mari. Dar ce maladii pot fi tratate cu ajutorul urzicii? Primăvara este perioada ideală pentru a efectua o cură de tratament cu urzică. Această plantă are multe proprietăți terapeutice și în același timp este o sursă de vitamine și minerale, ce ne ajută organismul să se recupereze după sezonul rece. Substanțele respective ajută de asemenea la prevenirea anemiei. Urzica este bogată în substanțe active biologic, precum siliciul, fierul, calciul, potasiul, vitaminele A, B, K și PP. Concentrația vitaminei C în urzică este mult mai mare decât în mere. Suc de urzică pentru tratarea avitaminozei. Sucul se stoarce din urzica tânără și poate fi păstrat în frigider timp de cel mult 3 zile. Trebuie să fie administrat pe stomacul gol, pentru adulți o lingură, pentru copii o linguriță. Și trebuie să beți apă imediat după ce consumați suc de urzică. Miere de urzică.
culegeți 3 kg de urzică, spălați-o, uscați-o și dați-o prin mașina de tocat carne sau un aparat special de stors suc din ierburi. Veți reuși să stoarceți aproximativ 300 de ml de suc de urzică. Adăugați aproximativ jumătate de litru de miere și administrați câte o lingură de asemenea miere. Această miere ne face organismul mai tânăr, reduce tensiunea arterială, îmbunătățește funcționarea pancreasului, ne consolidează imunitatea, se folosește în calitate de un set de vitamine, precum și în cazul tuturor maladiilor menționate. Care sunt beneficiile urzicii pentru sănătate? Urzica conține o mulțime de microelemente: potasiu, calciu, fier, iod, sodiu, cupru și crom. Datorită vitaminei K, poate preveni diferite hemoragii. Multe preparate medicamentoase conțin mai puțin fier decât urzica. Puține persoane știu că urzica majorează brusc creșterea masei musculare. Urzica conține numai puțină proteină decât boboasele. Această plantă ajută la consolidarea imunității, îmbunătățește funcția intestinului, stimulează metabolismul, reglează funcționarea pancreasului. Urzica se utilizează pentru tratamentul diabetului zaharat, micșorează nivelul de glucoză în sânge, majorează pofta de mâncare. Frunzele și rădăcinile de urzică conțin o substanță ce stimulează producerea interferonilor, proteinelor ce protejează organismul uman de virus și au efect anticancer. Urzica este folosită în cosmetologie pentru îngrijirea părului, în creme și loțiuni. Are o funcție de purificare generală datorită faptului că conține acid formic. Urzica este foarte sățioasă, stimulează metabolismul și cu ajutorul ei veți slăbi ușor. Rădăcinile urzicii au un efect diuretic puternic. Planta respectivă majorează cantitatea laptelui matern la femeile care alăptează. Urzica este benefică pentru ficat, rinichi și vezica urinară. Aceasta normalizează ciclul menstrual la femei. De asemenea, întărește pereții vaselor sangvine, menține sănătatea cavității orale, iar pe lângă asta, sucul de urzică proaspăt este masat în pielea scalpului pentru întărirea și creșterea firelor de păr. Urzica conține următoarele efecte terapeutice: efect antianemie, efect energizant, aprovizionarea organismului cu vitamine, furnizarea către organism a substanțelor minerale de care are nevoie, efect hepatoprotector, efect antimicrobian, efect gastrosecretor, antidiaree, antihemoroiz, efect expectorant, efect decatifelare, antituse, antiinflamator, diuretic. Pe lângă asta, urzica activează circulația sângelui, are un efect antidiabetic, anticelulită, antireumatism și destimulare a imunității. Pe calea externă, urzica are efect astringent, antiseptic, de vindecare a rănilor, etc. În ceea ce privește influența asupra sistemului digestiv, urzica este un remediu contra următoarelor maladii: gastrită hiperacidă, ulcere și pancreatită, hepatită, calcul biliar și ciroză, indigestie, constipație, enterită, hemoragii mici ale sistemului digestiv. Pentru tratamentul acestora, ar trebui să administrați zilnic câte 4 linguri de praf de frunze uscate de urzică. De asemenea, urzica vă ajută să scăpați de paraziții intestinali. Urzica are efect și în cazul următoarelor probleme de rinichi: calculoza rinichilor sau infecție renală, uremie, retenție de urină, cistită, incontinență urinară și gută. Urzica săvârșește miracole chiar și în cazul afecțiunii plămânilor. În caz de astm, bronșită, tuse, infecții virale, pneumonie, chiar și tuberculoză. Însă, după cum am spus la început, urzica are și contraindicații. Aceasta nu se recomandă să fie consumată de femeile însărcinate, îndeosebi în ultimele luni ale sarcinii. Urzica este interzisă în cadrul intoleranței individuale. De asemenea, aceasta este contraindicată în cazul coagulării majorate a sângelui, tromboflebitei, varicelor și hemorogiilor provocate de tumori.